prefectul județului Prahova a fost demis prin hotărâre de guvern. Conform documentului publicat pe site-ul guvernului, a fost adoptată o hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Prahova de către Georgescu Cosmin. În aceeași ședință au mai fost eliberați din funcție prefectul județului Buzău și subprefectul județului Neamț. La finele lunii martie, Cosmin Georgescu a depus jurământul pentru funcția de prefect al județului Prahova.